În această săptămână facem cunoștință cu unul dintre medicii de elită ai Iașului. Chirurgul Gabriel Dimofte se laudă cu o carieră de aproape 30 de ani, pe care i-a petrecut în sala de operații, salvând mii de vieți. Abia ieșit de pe băncile facultății, a avut șansa de a lucra alături de specialiștii clinicii de chirurgie din cadrul Spitalului Universitar Sfântul Spiridon. A învățat de la ei tot ce se poate învăța, înainte de a fi numit director medical la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Aici, alături de colegii săi, Gabriel Dimofte a pus bazele unei echipe de profesioniști pe care o consideră cea mai bună din zona Moldovei. Acum, medicul ieșan își împarte timpul între spital și sălile de curs ale Universității de Medicină din Iași, unde încearcă să le transmită din experiența sa viitorilor doctori. Gabriel Dimofte spune că pasiunea pentru medicină a început încă din copilărie, mare parte datorită influenței mamei sale, doctor și ea, și o altă parte datorită unei intervenții chirurgicale pe care a suferit-o când era mic. Niciodată nu s-a gândit că ar putea urma o altă carieră, iar admiterea la Facultatea de Medicină din Iași a fost ca un vis devenit realitate. Toată viața asta am dorit să fac, de când eram copil la grădiniță, încât a intrat la medicină a fost o împlinire a unui vis, a fost un drum absolut firesc. Am avut o viață în care am fost marcat de copil, am fost operat la câteva săptămâni și probabil că de acolo se trag foarte multe lucruri. De fapt, n-am vrut să fac medicină, am vrut să fac chirurgie. Deci, cred că în copilărie acest incident pe care l-am avut a fost determinant pentru cariera mea și o viață întreagă asta mi-am dorit să fac. Am avut o decizie extrem de rapidă, mama mea a fost medic, a fost totdeauna un mare exemplu pentru mine și cred că și aș a dorit acest lucru, cu siguranță amândoi. Am început să mă pregătesc pentru medicină în liceu, evident, și a fost o admitere foarte complicată. Pe vremea respectivă se intra foarte greu la medicină, erau între 7 și 13 candidați pe un loc. Atunci am decis că dau la medicină și am învățat pentru asta, am intrat și a fost o facultate în care pot să spun că am învățat foarte multe lucruri. A fost o facultate de bună calitate în care ne-am pregătit pentru o profesie. Nu știam ce vom putea face, am avut prins vremuri tulburi în care a face rezidențiat era aproape imposibil. Am avut profesori foarte buni, o mare parte dintre ei nu mai sunt în viață, din păcate. Dar am terminat în 1990, ceea ce a însemnat pentru mine un lucru extraordinar, pentru că brusc toate ușile s-au deschis. Deci am fost cea mai favorizată generație, România era fără medici, spitalele erau goale, clinicile universitare erau goale. Noi terminasem atunci, puteam face orice. Pot să spun că aproape am avut de ales unde vreau să mă duc. Am fost invitat să rămân în mai multe clinici, în sensul că am fost printre studenții care au fost remarcați în facultate și am ales clinica întâia chirurgie, unde nu am fost invitat să rămân, dar a fost dorința mea, în mare parte datorată profesorului Târcoveanu, care mi-a fost profesor, asistent pe vremea aceea și de care toți am fost oarecum îndrăgostiți, în sensul că a fost un profesor absolut remarcabil. Am candidat acolo, a fost concurență destul de mare, eram 6 pe un loc și am intrat. Aceea a fost primul pas decisiv în a face chirurgie. Am intrat ca preparator universitar în clinica întâia chirurgie și de acolo a urmat toată evoluția profesională până în ziua de astăzi. Pentru Gabriel Dimofte, primii pași în cariera de medic nu au fost deloc ușori, dar a avut norocul să întâlnească profesioniști de excepție care l-au ajutat enorm. Acum, la rândul său, medicul ieșan îi îndrumă pe alții. Au fost mai mulți oameni care m-au ajutat în perioada de început. Profesorul Târcoveanu a fost un om care a pus umărul foarte mult în a ajunge acolo, în sensul că a fost un cadru didactic absolut remarcabil. Este în continuare un cadru didactic remarcabil, este un om care iubește studenții și iubește profesia de cadru didactic. Puțini oameni sunt așa. El m-a influențat foarte mult din punctul de vedere al carierei didactice și trebuie să recunosc că a fost și este un model de profesor. Ceea ce în ziua de astăzi este complicat de găsit. Dar m-au ajutat mai mulți oameni. Am avut un colectiv de profesori, de cadre didactice și nedidactice la clinica întâia chirurgie care m-au ajutat. Au fost doamna doctor Cotea, profesorul Georgescu, profesorul Târcoveanu, domnul conferențiar Danilă. Toți au fost oameni care m-au ajutat în diverse etape și cărora le sunt recunoscător pentru ce au făcut. Sunt oameni la care țin în continuare
Și chiar dacă am plecat de acolo, mă duc frecvent pe acolo cu mare bucurie. Eu încerc să fac tot ce pot pentru ei. A fi cadru didactic, a încerca să-i învăț pe dânsii ceva din ceea ce știu și eu, cred că este un element foarte important și depun destul de mult efort în acest sens, nu e chiar foarte ușor, dar cred că este mai important pentru România, pentru chirurgia românească, decât a fi un bun chirurg. A fi un bun chirurg este important, a lăsa ceva în urma ta este probabil mai important. Și eforturile mele de a ajuta o generație viitoare, atât cât pot, nu, nimeni nu poate să facă imposibilul, cred că este un lucru foarte important. În prezent, Gabriel Dimofte este directorul medical al Institutului Regional de Oncologie din Iași, unul dintre spitalele de elită din zona Moldovei. Aici a avut șansa de a-și alege majoritatea colaboratorilor și de a crea o echipă de care este extrem de mândru. Am format o echipă nouă. Noi nu eram de la zero niciunul și am avut șansa de a alege oamenii pe care i-am vrut. Nu toți. Terapia intensivă este formată de la zero. Doamna profesor Grigoraș a hotărât că nu vrea să strice echipa din care a plecat și toată echipa de asistente medicale de acolo, care este absolut excepțională, este de la zero. Noi ceilalți am moștenit anumite echipe, le-am ales din celelalte persoane cu care am lucrat în decursul carierelor noastre. Fiecare dintre noi și-a ales niște persoane și s-a creat o echipă care s-a sudat aici, dar nu era de la zero. Este greu, pentru că este o răspundere, este dificultatea de a alege niște oameni. Pe de altă parte, este foarte frumos să încep de la început și cred că este soluția optimă ca din când în când să reînnoiești. Este ca și la mobilă, poți să o lustruiești, poți să mai faci, mai adaugi ceva, dar la un moment dat, dacă scoți totul afară din cameră și repoziționezi totul, va fi altceva. Și cred că din când în când un restart poate să fie interesant, dar am fost privilegiați. Am fost privilegiați că am putut atrage oameni într-un spital care avea tot ce avea nevoie. Am favoritat niște spitale din jurul nostru pentru că le-am luat niște oameni de bună calitate, ne-am creat dușmani pe care îi respectăm, pentru că era normal să ne dușmănească în momentul în care le-am luat niște oameni, dar ceea ce s-a creat este un lucru deosebit și credeți-mă că în România Institutul de Oncologie din Iași este deja cunoscut de câțiva ani. În timp ce România se confruntă cu un adevărat exod al medicilor, Gabriel Dimofte a refuzat oferte de la spitale de renume din Anglia sau Statele Unite și a ales să profeseze în țară. Am avut o ofertă de a rămâne în Anglia, am avut o ofertă de a rămâne în Statele Unite, eu am licență pentru Statele Unite și soția mea are, am fost, am văzut, am decis să nu rămânem și nu am regretat niciodată. În acele momente lucram la Sfântul Spiridon, eram mulțumit de ceea ce făceam, chiar dacă nu era un spital care să semene cu acesta din punct de vedere al dotării, era profesia pe care mi-o doream, aveam un început de cariere, ne creasem deja un nume, nu regret niciun moment, consider că am o viață frumoasă, fac ceea ce mi-am dorit totdeauna și mă simt bine aici. Și le spun la studenți că plecarea nu este neapărat o soluție. A fi un imigrant nu e neapărat cea mai frumoasă alternativă de pe lume. Și România nu neapărat că are nevoie de doctor, are nevoie de doctor bun. Dar atunci când îți planifici o viață și ești o persoană, principalul lucru pe care îl iei în considerare este și cariera ta și ce vei face în viața ta, pentru că ai o singură viață. Și atunci oamenii aceștia cu siguranță ar rămâne în România dacă nu ar fi niște probleme. Una dintre ele fiind dotarea spitalelor, care este în general foarte slabă, și posibilitatea de a face ceva este limitată de aceste lucruri, iar pe de altă parte, și care este cea mai mare problemă în România la acest moment, este o atitudine foarte agresivă față de medici și care, din păcate, nu se schimbă în bine de 30 de ani. Este din ce în ce mai complicat să fii medic în România într-o viață în care medicul este perceput frecvent ca un infractor. Deși nu regret alegerea făcută, medicul Ieșan crede că statul ar putea face mai mult pentru a-i ajuta pe adevărații profesioniști din sistemul medical. Oamenii noștri sunt oameni de bună calitate și sunt convins că se vor găsi și se găsesc în continuare oameni de bună calitate peste tot. A aduce oameni în afară să facă ceva în România este o problemă de colaborare, de colegialitate între profesioniști. Toți colegii mei sunt oameni care
ne mișcăm foarte mult, avem cunoștințe, avem prieteni, avem colegi pe care îi putem solicita, îi rugăm, ei vin, pentru că noi ca și medici suntem oameni care împărtășim din ceea ce știm să facem noi bine sau mai puțin bine. Nu asta este o problemă. Pacienții beneficiază în institutul nostru de un standard european medical, cu siguranță. Deci ceea ce se întâmplă medical aici este la niște standarde foarte înalte, la nivel european. Oamenii ar face mai mult, ar face mai mult peste tot. Există probleme. România niciodată n-a investit, cel puțin nu de când știu eu, în oameni. Nu au existat burse, nu a existat un sistem de plata medicilor să meargă afară. Rezidenții noștri au o problemă să meargă în afară. Nu există un sistem prin care îi putem plăti în timp ce fac un rezidențiat sau să facă o pregătire în afara țării. Da, trebuie să fim o țară mai atractivă pentru oamenii foarte inteligenți, pentru oamenii foarte buni, pe care toată lumea îi vrea, să știți. Suntem într-o concurență, oamenii nu înțeleg acest lucru. Meseria de medic nu este o meserie chiar ca oricare alta. Înseamnă că și noi trebuie să încercăm să atragem cumva vârfurile. Dacă vârfurile vor fi atrase de țări din Europa de vest, pentru că și ei vânează creiere, iar noi vom spune dacă ai de gând să pleci, pleacă și nu faci niciun gest în acest sens, oamenii vor pleca. Oamenii calculează, au o singură viață, au un singur viitor, nu-și vor trăi viața încă o dată și probabil că mulți vor pleca. Deci trebuie să fim activi în acest sens și să-i atragem cu ceva. Dar unui cardiolog poți să-i oferi un cabinet privat în care își poate pune orice. Unui dermatolog îi oferi o variantă de clinică privată. Chirurgul are nevoie de un spital. Are nevoie de un spital cu dotare, cu colegi, cu clinici specializate pe care se poate baza. După o carieră de aproape 3 decenii, Gabriel Dimofte se consideră un om împlinit pe plan profesional. Am foarte multe mulțumiri, să știți. Eu sunt un om mulțumit de ce am făcut și sunt un om mulțumit de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Profesional înseamnă mai multe planuri. Înseamnă ca și chirurg am ajuns la un nivel la care sunt destul de mulțumit de ceea ce fac și sunt convins că practic o chirurgie de cel puțin decent. Nu pot să spun eu mai multe despre mine, nu cred că e nici corect, dar datele statistice pe care le am îmi spun că ceea ce fac nu fac rău. Cred că profesional m-am împlinit, am ajuns profesor de chirurgie la sub 50 de ani, este nu foarte frecvent în România. Nu e foarte bine, ar trebui să fie mai mulți, așa este, dar didactic sunt încântat de faptul că am oameni pe care consider că am învățat. Am studenți care, din câte știu eu, mi-apreciază cursurile și mi-apreciază calitatea didactică. Totdeauna va fi greu de vorbit despre acest lucru, dar din datele pe care le am, mi-ajung și mie informații. Deși sunt un cadru didactic destul de exigent și destul de dificil la examen, oamenii apreciază onestitatea mea ca și cadru didactic. Cred că sunt generații de rezidenți care pot spune că au învățat ceva de la mine și este probabil cel mai important lucru în acest sens. Iar cu siguranță acest spital este moștenirea pe care o voi lăsa orașului și zonei, pentru că atât eu cât și doamna Grosu am depus foarte multe eforturi în ceea ce se întâmplă aici. Este într-un fel copilul nostru și al nostru, nu, sigur nu este meritul nostru, ci este a unui întreg colectiv și a mai multor oameni, dar cred că va rămâne și indiferent ce se va întâmpla, cred că va rămâne în istoria medicinei locale că și noi am pus o cărămidă în acest spital. Experiența pe care a acumulat-o în sala de operații încearcă acum să o transmită de la Catedra UMF Iași generațiilor de viitor medici. Cum e la catedră în raport cu sala de operații? Foarte diferit, complet diferit, pentru că trebuie să vorbești în fața unei mulțimi de studenți, câți vin la curs, din punctul meu de vedere, cine vrea să mă asculte este binevenit, cine nu, nu. Trebuie să studiezi permanent reacțiile lor, să încerci să-i faci să fie atenți, să-ți dai seama cum reacționează la ceea ce spui tu, să-i trezești din când în când, pentru că 2-3 ore de curs sunt greu de tolerat și atunci trebuie din când în când să fii capabil să-i trezești. Și aici trebuie să recunosc că profesorul Târcoveanu a fost unul dintre oamenii care m-a inspirat și modul în care reușea să combine informația științifică cu niște glume bine alese te făcea să poți să percepi medicina altfel. Da, este o cu totul altă experiență. În chirurgie, practic, lumea din jurul tău se închide și dispare și ești tu cu pacientul și echipa operatorie și încerci să faci ceva pentru pacient. În schimb, la curs, ești un actor pe scenă și cred că seamănă foarte mult cu actoria
și care trebuie să-ți adaptezi rolul în funcție de modul în care studenții reacționează și ei. Iar ca și cadru didactic, trebuie să, scopul meu a fost să fiu corect. Și e foarte important să încerci să fii echidistant, pentru că acești studenți sunt expuși unui sistem în care se face evaluarea lor, un nou criterii de evaluare pe care și ei le percep, și atunci au un cadru didactic care încearcă să fie corect și să-i poziționeze corect într-o scală a valorilor, cred că este foarte important. Și în momentul în care au un cadru didactic de acest gen, evaluarea foarte bună pe care o dau eu contează. Și știu că asta contează pentru ei. Gabriel Dimofte are însă și un regret. Deși este o specializare frumoasă, chirurgia atrage tot mai puțin studenți. În România însă, chirurgia este destul de neatractivă la acest moment. Trebuie să recunoaștem că suntem de specialiști din România printre cei mai puțin bine plătiți din punct de vedere al sporurilor și mai departe. Nu că asta ar fi neapărat cel mai important lucru. De un an de zile lucrurile s-au schimbat în toată medicina românească și suntem priviți ca o populație decent plătită sau poate chiar bine plătită, dar pentru oamenii tineri chirurgia nu este extrem de atractivă, ceea ce este o foarte mare problemă. România se va confrunta probabil cu o mică criză de personal în chirurgie, probabil în 10-15 ani de zile, pentru că se investește puțin în acești oameni și își găsesc greu un spital în care să aibă o dotare, în care se poate practica o profesie în condiții decente măcar. Adică spitalul nostru, din păcate, este ușor dintr-un alt film. Este un spital în care lucrăm sau practicăm medicină la standarde europene și probabil că șocul este foarte mare când de aici niște oameni pleacă și ajung în niște spitale care sunt rudimentar dotate. Cât privește valorile care contează pentru Gabriel Dimofte, e foarte greu de spus. Cu siguranță inteligența este probabil cel mai important lucru și abilitatea profesională și flerul medical la un student. La studenți, mă referiți, probabil. Dar sunt greu de apreciat, să știți, pentru că noi facem evaluări subiective la un examen și aici se îmbină foarte multe lucruri. Se îmbină ceea ce a învățat și a învățat. Inteligența nu suplinește munca. Pot să-ți dai seama că un student este foarte isteț și n-a citit nimic și n-am nicio problemă să-l pic. Pe de altă parte, sunt oameni care muncesc enorm, dar nu vor avea niciodată o sclipire și ei trebuie apreciați pentru munca lor, pentru că pot deveni doctori foarte buni, nu vor fi sclipitori. Combinația celor două lucruri este spectaculoasă și totdeauna mă bucur să întâlnesc oameni de o inteligență deosebită. Ei își dau seama după aceea, pentru că la examen, fiind foarte deștept, te pun câteva întrebări, îți dai seama imediat. Și atunci o parte dintre ei nu știu sigur dacă i-am picat sau dacă i-am trecut. Și sunt absolut excepționali și întâlnesc studenți excepționali. Am avut bucuria ca de câțiva ani, de când fac numai cu limba română, numai limba română, ani de zile am făcut cu străinii și am fost certat de persoană dragă mie că nu-mi dedic cariera studenților români. Am schimbat și am început să fac numai cu români și am avut marea bucurie să întâlnesc oameni excepționali. Și cred că România este safe, cât timp mai poate atrage încă un procent, că sigur nu vor fi toți așa, dar cât timp mai atrage niște oameni de o inteligență deosebită și care vor să facă ceva aici, e bine. Trebuie să îi se ofere condițiile să și muncească în România, dacă se poate, în condiții decente. După o activitate de aproape 3 decenii, medicul ieșan găsește încă puterea să facă planuri de viitor. Avem foarte multe proiecte. Doamna Grosu este o persoană fenomenală din punctul meu de vedere, este plină de idei. Noi avem proiecte într-o fericire făcute, dezvoltăm o grămadă de proiecte la acest moment. O parte sunt în derulare, o parte sunt ca proiecte care le scriem, sunt proiecte de cercetare, sunt foarte multe lucruri, deci nu ne plictisim niciodată. Există loc de dezvoltare și cred că trebuie să o facem. Acest spital este, din punctul meu de vedere, un model românesc extraordinar, în sensul că arată oricui că se poate și în România. Se poate în niște condiții optime. Trebuie din când în când luat totul de la zero și adunat oameni noi. Pentru că noi asta am făcut, am avut o clădire nouă, am avut aparatură nouă, dar am avut un colectiv creat de la zero. Nu înseamnă că noi eram toți nul din punct de vedere profesional, dar s-a creat un nou colectiv în care toată lumea a început de la început, într-un alt loc, altceva, și cel puțin din informațiile pe care le am eu, nu seamănă cu un alt spital. Nu mă refer numai la structură, aparatură,
și colectivul este altfel. Sunt oameni tineri care au un respect pentru spitalul lor și au o bucurie de a lucra aici. Și este totuși un lucru de mândrie că lucrez în Institutul Național de Oncologie, care probabil este number one în România între spitalele de stat.